Din toată inima doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Mă bucur să cu dumneavoastră, deși aveam un plan și la cealaltă biserică am rugat să mute programul cu o oră mai repede, ca să pot pleca mai repede, avem un drum lung până la Buzău. Dar mă bucur să cu dumneavoastră, aduc salutările franților din Buzău, de pe Valea Buzăului, unde slujesc în câteva bisericuțe. Nu știu dacă ați auzit de bisericile din Buzău, de la Oradea, sunt multe biserici pe la Suceava, la Arate, Mișoara, sunt foarte multe biserici, la noi în zonă sunt mai puține biserici. În tot județul sunt undeva de la 12 bisericuțe. Domnul să ne ajute și vouă să vă ajuteți să vă rugați pentru noi. Amin, amin. Amintiți-vă când vă rugați, rugați-vă și pentru față din Buzău, ca Domnul să scoată oameni la mântuire. Amin. amin. Am pe inimă un cuvânt din partea lui Dumnezeu și dacă doriți să citim împreună din 1 Corinteni, capitolul 10, câteva versete care le vom și studia. 1 Corinteni, capitolul 10, pagina în Biblie, 1119, rămâneți să așezați. Cuvântul Domnului care spune astfel, Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, că ce-au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Vestul 11. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Amin. Pentru okay. Am și ceasul. Eu sunt primul interesat să plec mai repede, așa că nu o să vă țin mult. Erau o cântare, căldată și de frații de la cor. Doamne, cine va locui în cortul tău? Când privesc în 1 Corinteni, în capitolul 10, și voi reciti, rugându-vă să subliniem împreună un cuvânt, și anume cuvântul toți, și recitesc așa pe scurt. Fraților, părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați, toți au mâncat și toți au băut. Și după ce Biblia spune că toți au trecut, toți au fost scoși, toți au mâncat, au băut, normal ar fi să scrie că toți au intrat în Canaan. Așa ar fi normal. Așa mă gândesc eu că ar fi normal. Răspunsul la întrebarea, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Pe păi asta nu e pentru oamenii de afară. E pentru noi care, care cred că ne-am întors la Hristos și Domnul ne-a scos de acolo, din mocirlă ne-a făcut parte de, de, o mântuire slăvită, slăvit să fie Domnul. Am fost scoși și am fost puși cu picioarele pe stâncă. Ne-a făcut Domnul Harul botezului în apă, poate și al botezului cu Duhul Sfânt, Doamne ajută. Ne-a făcut Domnul parte la masa Lui și poți să stai la masa Lui și spune, toți au mâncat și au băut. Și răspunsul la întrebarea aceasta, Doamne, dintre cei care au fost scoși, toți au fost scoși, de aici, dintre dumneavoastră, doar că fi careva prieten, ares, toți am fost botezați, nu? Toți ne-am botezat. Și răspunsul ar fi că toți vor locui în, în cer. Toți vor ajunge pe muntele cel sfânt. Așa mi-aș mi dori eu să spună Biblia. Numai că Biblia nu spune ce vrem noi. Biblia spune ce vrea Dumnezeu. Și dacă toți au fost scoși, dacă toți au mâncat, toți au băut, Biblia spune ceva tragic. Și aici vreau să ne oprim. Versetul 5, totuși, cei mai mulți. Nu doar că nu toți, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, că ce-au pierit în pustie, sau dacă aș inversa eu puțin și dați în voie să inversez puțin, cuvântul ar suna așa totuși, cei mai mulți dintre ei au pierit în pustiu, pentru că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Noi ne gândim că dacă toți ne-am botezat, dacă toți am avut parte de nașterea din nou, dacă toți luăm parte la masa Domnului și vedeți când stăm la masa Domnului, nu mâncăm din aceeași trup al Domnului? Se roagă frații în două feluri? Se roagă frații pentru o parte a zilei să spunem, măi, asta e pentru binecuvântare, și astăzi, asta e pentru cei care iau un chip nevrednic să le facă rău. Doamne verește, ne rugăm ca toți să fie binecuvântați. Când ne rugăm pentru pahar, paharul binecuvântat pentru care ne rugăm, nu este el împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului? Nu ne rugăm la fel? Nu totul este binecuvântat? Bă, da! Și totuși, același trup, aceeași azimă care simbolizează trupul Domnului, pentru unii face bine și la unii face rău. Sau nu așa? ne spune unul Corinteni, dacă dăm o pagină în dreapta, că aveți Biblia noastră, unul Corinteni 11 cu 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda. Dar cum adică o sânda? Că noi ne-am rugat pentru binecuvântare. E pe frații, când se roagă, nu ne rugăm că e un ritual, noi ne rugăm, Doamne, de valoarea trupului tău acesteia zimi. Și credem că Domnul face asta. Și ne împărtășim cu trupul Domnului Isus. Și totuși unii au pentru o sândă, zice, își mănâncă și bea o sândă a lui însuși și alții, ce frumos scrie în Ioan în capitolul 6, vorbind Domnul Isus despre, despre trupul lui, mai întâi asta înseamnă poruncile lui și împărtășirea cu cuvântul lui și apoi și cu trupul și sângele lui. Isus le-a zis 53, Adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică. Dar aceeași azimă, pentru unii, aduce o sândă. Același trup al Domnului. Și noi nu ne rugăm diferit. Și noi toți am fost botezați în apă. Și noi toți am fost scoști din păcat. Și întrebarea este: de ce n ajungem toți pe Muntele Cel Sfânt, cum era cântarea inspirată din Psalmul 15? Eu așa aș fi gândit, dacă toți au fost scoși. Știți că împreună cu poporul Israel au fost scoși alte popoare. În totalitate, undeva două milioane de oameni. Că spune cuvântul Domnului, de exemplu, în numer capitolul 14, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. Zice că adunăturii de oameni care erau în mijlocul, în mijlocul lui Israel, nu am greșit, numeri capitolul 11, versetul 4. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Izrael, a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel, ăștia erau diferiți, erau adunătură de oameni, dar erau și copiii lui Israel, că împreună cu Israelul, când a ieșit Israelul din Egipt, au ieșit și alte popoare care erau robe. Toți au fost scoși. Dar dintre cei care au fost scoși, au văzut marea despicându-se, și-au mâncat mană, și-au văzut Slava lui Dumnezeu pe munte. Câți au intrat în noul canal? Câți? Cu curaj. Doi. Din două milioane care au fost scoși care au mâncat toți așa și mâncare când au venit prepelițe. Au venit pentru unii mai speciale? Nu, așa și mâncare. Când a despicat Domnul Stânca și a curs apa, a curs pentru alții ceva mai special? Aceeași băutură duhovnicească din stânca care era Iisus. Slăbi să-i fie numele. Vreau să înțelegem că toți avem parte și de nașterea din nou, și care venim la Hristos, și de pocăință, și de botezul în apă, cine vine și dorește și cere și de botezul cu Duhul Sfânt și va aș îndemna să nu socotim ca ne important. Nu e acum timp să intru aici. Toți stăm la masa Domnului, toți avem parte de astea, dar tragedia este că nu toți vom ajunge în cer. Ba, mai mult, bazându-mă pe cuvântul lui Dumnezeu din care am citit, totuși cei mai mulți nu vor intra în cer. Eu știu că asta doare ce vă spun, dar eu nu-mi permit să-mi consum și din timpul meu să bar și șapte ore mașina cu, cu drumurile cu mașina, să vă mint. Cei mai mulți din bisericile noastre nu vor ajunge în cer. Deși au fost botezați, deși au fost aduși la pocăință, deși poate unii au vorbit în alte limbi, cei mai mulți unde cântat, mei, corești, nu vor ajunge unde a cântat frații mei colegi, nu vor ajunge. Biblia o spune asta. Proporția, să știți, că se păstrează. Că într-o într zi, un om al lui Dumnezeu, un păstor, așa, după ce a făcut și a reactualizat evidența bisericii și a văzut că sunt vreo 300 de membri acolo în biserică, nu mai țin exact numărul, dar undeva pe acolo, în inima lui s-a bucurat. Mai eu strujesc în buzăl la trei bisericuțe, puțin membri, unul are 12 membri, cealaltă 15, una 30 sau 30 40. Fratele avea 300 de membri. Mă e o bucurie să vezi că ai 300 de membri. Și așa, în inima lui s-a bucurat, spune, doamne, spus: 300, de ceva? Și a venit domnul în viz la el, și a spus: Din așa 300, dacă aș veni acum, nu vreau să greșesc cât a spus domnul 2 sau 3, nu vreau să greșesc. Dar oricum, foarte puțini. Atât să-i-aș lua acasă, acum, a zis domnul. Adică, cei mai mulți nu vor intra în cer. Eu nu vreau să vă speriu, dar vreau să vă speriu. Vreau să ne trezim. Că noi sărbătorim acum 100 de ani de la înființarea cultului penticostal în România. Noi sărbătorim 100 de ani de penticostalism în România. Și să spun că cele mai multe biserici nu mai fac stăruințe? Să spun că cei mai mulți penticostali nu mai sunt botezați cu Duhul Sfânt? Pe atunci care e diferența între noi și Baptist sau alții? că asta ne diferențiază pe noi, în mod special, în, în învățătura penticostală, dar nu intru la penticostală, rămânem la Biblie. Dragii mei, să nu credem că dacă venim toți la biserică, dacă ne împărtășim toți, dacă uh, uh, toți am fost botezați, toți vom și intra în cer, că nu vom intra toți în cer. Dar eu mă rog ceva și dumneavoastră și eu să ajungem acolo. Spunea apostolul Pavel, dacă va fi cu putință să am parte de învierea morților. Ce înseamnă lucrul acesta? Și întrebarea este, care e motivul pentru care nu toți intră? Că, așa cum spuneam și nu mai repet, toți au mâncat, au băut, au toți. De ce nu intră toți? Ca să înțelegem mai bine, mă folosesc de un alt text din Scriptură, din Iuda, versetul 3, 4 și 5, haideți să urmărim împreună. Când apostolul Iuda scrie biserici și deși avea îndemn să scrie altceva, ar fi avut îndemn să scrie altceva, totuși cuvântul Domnului spune, prea iubiților, pe când căutam vestul trei cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, eu aș fi vrut să văd ce ar fi scris el. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Iisus Hristos. Și acum, atenție, versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, și aici leagă, așa de frumos se completează cuvântul Domnului, e minunat leagă acest cuvânt de 1 Corinteni 10, ce mai înainte. Că Domnul după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă, când în urmă? După ce i-a scos, după ce i-a dat să mănânce, după ce au băut, în urmă, a nimicit pe cine? A nimicit pe cei ce n-au crezut. Și acum legăm textul acesta de 1 Corinteni 10, unde spunea totuși, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, că ce au pierit în pustiu. Asta înseamnă că cei care au pierit în pustiu, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, sau, din Iuda, ăstul 5, cei mai mulți au pierit în pustiu, au fost nimiciți, pentru că n-au crezut. Mă, dar cum n-au crezut? Că toți au ieșit din Egipt. Cum n-au crezut? Că toți au mâncat, când s-a deschis marea, n-au trecut toți? Ba da. Ce n-au crezut? Și aici vreau să leg de textul care am înțeles că -a citit din 2 Împărați, capitolul 22. Și aici este secretul, dragii mei. Să nu credem că dacă venim la biserică și am fost botezați, gata, suntem și mântuiți. Domnul a spus, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar tot Domnul a spus, mergeți în toată lumea, botezați și faceți ucenici și învățați să păzească. Ce? Acolo iar ne ei subliniem tot ce v-am poruncit. Dar nouă nu mai ne place toată Scriptura. Unii ar scoate unul Corinteni pe afară, 1 Corinteni 11, unde Biblia vorbește despre îmbrăcăminte, asta nu prea, la unii ar scoate afară, nu le place. Noi trebuie să păzim toată Scriptura, dacă vrem să ajungem mântuiți. Doamne, ajută-ne! Problema la această credință este următoarea. Și recitesc versetul 4. S-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânda aceasta, oameni evlavioși, care ce fac? Care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Fratele amintea aici despre cele trei lucruri când te întâlnești cu Cuvântul lui Dumnezeu că se schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu, El trebuie să ne schimbe. Atunci când, când Iosia este pus față în față cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu și E citită cartea legii înaintea lui, spune cuvântul Domnului în versetul 11, când a auzit Împăratul cuvintele din cartea legii și-a sfârșit hainele. Și au, au trimis să întrebe, ați auzit citirea, nu insist, și spune Domnul așa, versetul 18, dar spuneți Împăratului lui Iuda care va trimis. Așa vorbește Domnul despre cuvintele pe care le-a auzit pentru că ți s-a mișcat inima, 2 împărați 22 cu 19, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai auzit ce am spus, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns, de aceea iată te voi adăuga, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, Iosia are în loc în viața lui o schimbare, îi cerceta de cuvântul Domnului și Domnul apreciază la el aceste lucruri, pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns. Câți dintre noi când se mai citește cuvântul Domnului mai reacționăm așa? Când în bisericile astăzi, de astăzi se predică și oamenii rămân reci ca stânca. Cântarea nu-i mai mișcă, predica nu-i mai mișcă, prorocia nu-i mai mișcă. Ție, ție se mișcă inima când îți vorbește, Domnul? Știți că acum Domnul ne vorbește? Știți că El încă are milă pentru noi? Spune, au fost nimiciți în pustiu pentru că n-au crezut. Ce n-au crezut? Întorcându-mă la Iuda, versetul 3, m-am văzut silit să vă scriu, să vă nădem, să luptați pentru credința. Și Domnul spune așa, ei au murit în pustiu pentru că n-au crezut. Ce n-au crezut? Care credință n-au avut-o? Că eu dacă vă întreb pe dumneavoastră, voi toți credeți. Noi toți credem. Dacă întrebăm pe oamenii de afară, mare parte toți cred. Sau au evit și pe la noi acum câțiva care spun, mă, eu nu cred în Dumnezeu. Dar habar n-au ce spun, că și ei cred în Dumnezeu, dar nu știu. Și hoțul când mere să fugi și Domnul ajută. Nu? Noi toți credem. Și ei au crezut. De ce n-au fost mântuiți? De ce n-au fost salvați? Dați-mi voie să enunț aici acest lucru care îl puncta și fratele aici. Credința adevărată te schimbă. Atenție mare ce vă spun. Credința adevărată te schimbă dar credința falsă, de aia ai credință falsă, cu o schimbi tu pe ea. Ați auzit ce citeam de aici, versetul 4. -ul. Oameni nevlavioși care, ce fac? Schimbă în desfrânare credința adevărată, Harul lui Dumnezeu. Înaintea cuvântului lui Dumnezeu, noi putem să avem două, două atitudini și astea le avem, să știți. În seara aceasta, fiind confruntați cu Cuvântul lui Dumnezeu, clar înaintea noastră, vom avea una dintre aceste două atitudini. Unul, care mi-o doresc să o avem toți, să ne lăsăm schimbați de Cuvântul lui Dumnezeu. Sau, și asta nu-mi doresc pentru nimeni, și va fi de mărturie pentru cei care nu vor să asculte, sau unii vor schimba ei Cuvântul și Credința ca să sune cum le place lor. Nu-i chiar așa să mă lase fratele în pace. Prea legalist. Nu-i chiar așa. Ce facem când, când spunem lucrurile astea? Schimbăm cuvântul Domnului. Noi ar trebui înaintea cuvântului să ne smerim ca Iosia și să lăsăm cuvântul să ne schimbe pe noi. Doamne ajută-ne! Din nefericire cei mai mulți astăzi, spune Apostolul Pavel, noi nu facem cum fac cei mai mulți care strică cuvântul lui Dumnezeu. Înaintea cuvântului lui Dumnezeu, te schimbi tu sau schimbi tu cuvântul? Șansa noastră să ajungem în cer, dragii mei, este să ne lăsăm schimbați de cuvântul lui Dumnezeu. Este singura noastră șansă. Fiind puși înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, fiind confruntați cu adevărul lui Dumnezeu, șansa noastră să ajungem în cer este să nu schimbăm noi Cuvântul, să nu-l stricăm, ci să lăsăm Cuvântul să ne schimbe El pe noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aceia vor ajunge. Cine va locuie? Aceia pe care schimbă Cuvântul. Acela care se lasă mișcat de Cuvânt acela care se lasă, se, se lasă merit înaintea cuvântului, pentru că te-ai smerit, pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că ai, ai, plâns. Ei au murit și au pierit în pustie și n-au ajuns pentru că n-au avut credința adevărată. care credința adevărată? Oare credința pe timp costală e cea adevărată? care numele credinței adevărate? Baptistă, ortodoxă, Biblia ne spune numele ei. Credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Ce înseamnă asta? Dacă a fost dată o dată pentru totdeauna, înseamnă că nu se schimbă. Amin? Le parlamentarii noștri dau legi. După ce le-au dat, vine unul și spune, măi, dar vezi că pește, nu i-ați în lege. I-ați lăsat de afară. Și așa vin cu amendamente, vin cu tot felul de anexe, că trebuie să o repare, că nu a fost cum trebuia. Dar Domnul, când o da legea lui și cuvântul lui, nu trebuie schimbat. E de săvârșit, slăvit să fie Domnul. Ceea ce trebuie să facem acum e să ne schimbăm noi înaintea cuvântului. Și cei care au mâncat, au băut, au ieșit, au fost scoși, dar n-au ajuns în noul canal, n-au ajuns, pentru că, deși au mâncat. Deși au văzut minunile lui Dumnezeu, nu s-au lăsat smeriți, nu s-au lăsat schimbați în viața lor. Și cei care nu vor ajunge în noul Canaan, sunt tot aceia care, deși au văzut minunile lui Dumnezeu, deși au auzit predici, deși au auzit cântări și prorocii și lucrările Domnului, nu s-au lăsat schimbați și au zis, mai bine schimbăm noi cuvântul Domnului, și spunea Apostolul Pavel, vă amintiți -am ce spunea el în 2 Timotei, capitolul 4, pentru vremurile din urmă, versetul 3, că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Care e aia sănătoasă? Aia dată Sfinții luată pentru de aia nu se schimbă. Aci e învățătura sănătoasă. Și vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute, dar plăcute cui? Domnului? Nu, plăcute nouă. Frate, nu mi-a plăcut cum ai vorbit cu mine. Frate, te-ai legat de familia mea, nu mi-a plăcut. Uh, pe ăla să nu mai pui, că nu ne place cum predică, domnule. Prea ne mustră. La noi în zonă spun, spun unii, bă, nu mereți bani la bine la. Dar toată ziua nu mustră. Nu ne place nouă. Nu ne place. Dar oare cuite să-i placă? Uite așa când luați și cântați o cântare la cors sau cânti acolo o cântare, frate, care cântă aici în față. Care sunt criteriile după care alegi cântarea? Și când cântarea asta, că tare le place la frați. Dar nu să le placă la frați. Să se placă Domnului mai întâi. Și dacă frații sunt, după, sunt schimbați după cuvânt, vor spune amin și aleluia, dacă nu vor rămâne reci. Noi trebuie să fim schimbați, dragii mei, după cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să vă citesc din uh, 2 Corinteni, capitolul 3, să vedeți ce trebuie să se întâmple, s-a întâmplat și cu Iosia. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca în într-o oglindă slava Domnului și suntem, ăștia ajung în cer. Ascultați? Ăștia ajung în cer. Când privești slava lui Dumnezeu și te lași schimbat, atunci ai șanse să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Dar câți nu privești slava Domnului și nu sunt schimbați? Dați-mi voie să vă întreb, eu nu vă cunosc. Nici pe cum nasimea nu cunosc bine, că tare vreau ne întâlnim. Nu vă cunosc. Dar Domnul ne cunoaște. Față de anul trecut, Vorbirea ta e schimbată mai înspre slava Domnului sau mai înspre rău? Îți permiți glume murdare? A, noi nu jurăm. Dar câte glume nu se spun cu tentă sexuală. E schimbat înspre bine sau înspre rău? E nostru. Te-ai schimbat înspre, de anul trecut până acum, te-ai schimbat înspre bine sau înspre rău? Te-ai schimbat după imaginea lui Dumnezeu? Când ai privit slava Domnului, ai fost schimbat, transformat după cuvântul Domnului sau nu? Dragii mei, venim la biserică și de multe ori ne amăgim, crezând că lasă-mă și ni se predică astăzi o evanghelie așa care ne place, sună frumos. Domnul ne iubește pe toți, slavă Domnului că pe toți ne iubește Domnul. Auzi, dacă chiar așa o fi Domnul de rău? Va putea Dumnezeu să se bucure cu Fiul, cu Mireasa în cer și oamenii aceia să sufere în Păi Dumnezeu care i dragoste, va putea El să vadă asta? Nu va putea, spun unii. O, cum se amăgesc oamenii. O, cum se amăgesc oamenii. Dragii mei, noi trebuie să ajungem plăcuți lui Dumnezeu. Între cei care au intrat în Canaan, doi, și restul care n-au intrat și au fost nimiciți, diferența între ei a fost una singură. Unii au ajuns plăcuți lui Dumnezeu, doi dintre ei, și ceilalți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. De aceea să nu ne curcăm pe o ureche, păi eu m-am botezat, slăvit să fie Domnul. Păi eu vorbesc în alte limbi, Domnul să-ți dea și darul tălmăcirei. Păi eu am vise să dea Domnul mai clare. Păi eu fac minuni, slavă Domnului. Întrebarea este, ai ajuns plăcul lui Dumnezeu? În Matei, în capitolul 7, Domnul, Domnul Iisus Zice așa, nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, Sfântul 21, dacă nu mă înșel, va intra în împărăția lui Dumnezeu și cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi multe minuni, n-am... Atunci le voi spune curat, zice, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Care a fost, ce a fost problema la oamenii aceștia? Că Domnul nu le spune, auzi, voi n-ați să dace numele meu, voi ați cu vindecări numele altcuiva. Nu! Domnul le spune un singur lucru, nu vă cunosc. Doamne, dar noi am fost botezați! Noi 40 de ani de zile am fost membri în biserica din Alești sau de nu știu unde. Cum nu ne cunoști? De ce spune Biblia că va fi plânsul și scrâșnirea dinților? Pentru cine va fi? Pentru aia din birt? Eu vă spun că pentru cei care au fost în biserică ani de zile și nu vor avea parte, pentru ei va fi plânsul și scrâșminea din zilor. Doamne, da, dar eu am fost! Dar eu am ascultat cuvântul, eu am citit Biblia, eu m-am botezat! Mie mi-ai vorbit prin proroc! Da, ți-am vorbit, dar nu te-ai lăsat schimbat. Nu te cunosc. Dar în casele noastre ai mâncat, pe ultimițele noastre ai vestit Evanghelia, cum nu ne cunoști? Îndevărat vă spun că nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Că în toată viața am crezut că Domnul ne cunoaște, că ne-am botezat, că am venit la biserică, că am dat bani la biserică, că uh, ne-am ne pocăit și astăzi lucruri foarte bune și de trebuință. Dar dacă nu ajungem plăcuți lui Dumnezeu, nu vom intra în cer. Astăzi pe internet sunt mii de predici, frații mei. Dați-mi voie să vă spun asta. Îs unii care ne plac. Predică cum ne place nouă. La biserică, nu ca pe internet. Mai vine câte un frate ca subsemnat-o care ne mai nemustră. Pe internet poți să pui pe unul care îți place, nu te mustră. Ba te încurajează. Una dintre cele mai mari biserici din America, un mega church, să spunem acolo, mega biserici foarte mare este a unui om, Joe Hostel, se numește, omul ăsta niciodată nu vorbește despre păcat, nimic. Și l-a întrebat o reporteriță din lume, și tu ești pastor, de ce nu vorbești despre păcat, de ce nu spui oamenii că sunt păcătoși? A zis el, asta nu e chemarea mea, eu vorbesc oamenilor că Domnul iubește, o învățătură falsă, știți că merg după el, milioane le place la oameni. Dar am fost anul trecut în America și întrebam pe un păstor, frate, la voi se mai pune deoparte când cineva păcătuiește? Mai de pus deoparte de către franții, din comite, de către păstor? Și spunea, ai auz, nu mai poți să pui deoparte pe nimeni. Că dacă îl pui deoparte, își ia familia și pleacă la altă biserică. Acum, în orașele mai mari sunt mai multe biserici. Dacă nu-ți convine la asta, domnule, și nu s-a legat de familia mea, mă duc acolo, domnule. Asta înseamnă moarte spirituală. Știți că spunea cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 1, vorbind acolo despre mustrare, că nu prea ne place nouă mustrare, și înțelepciunea strigă pe ulții, versetul 20, Mă duc mai jos, 24, fiindcă eu chem și voi, vă împotriviți, fiindcă mi-e întin mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă le pădați toate sfaturile mele. Când vă mustră că un frate, când vă mustră, nu știu dacă frații noastre vă mustră, nu știu, e în treaba mea. Dar când vă mustră Domnul, vă place? A zis, Mii, eu trebuie să recunosc că nu-mi place. Nu ne place. Ne cam doare să-mi spună Domnul că nu sunt îmbrăcat cu vincios să spună Domnul că nu trebuie să-mi fac unghiile, nu trebuie să mă vopsesc, nu-mi place. Nu trebuie să vorbesc și să ascult la glumele din lume, nu-mi place. Dar dacă ascult și mă pocăiesc și mă schimb, înaintea cuvântului Domnului, am șansa mântuirii slăvit să fie Domnul. Dar știți unde ne vrea Domnul? Nu să venim la biserică, mă, ne-am fratele, așa, o luăm așa, că n ai păstorul nostru, ce o faci? nu-l luăm de da afară. Domnul zice, spunea înțelepciunea, pentru că nu vă plac mustrările mele. Auzi, unde vrea Domnul să ajungi, să-ți placă mustrarea. Te trebuie, merea acasă, te întrebat cineva, cum o fă la biserică? Mă, fain o fost, mă. Dar de ce o fă fain? Mă, ne-o mustra păstorul nostru, ne-o mustrat, dar ne pocăim. Aleluia! Doamne, ajută-ne! Dar nu prea ne place nouă asta. Ne place așa când ne, cald, ne scaldă, așa când ne ține așa pe brațe. Dar Domnul spune, pentru că nu vă plac mostrarile mele. Dacă dăm o, două pagini în, în dreapta, 6 cu 23, că sfatul e o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mostrarea sunt, vreți pe calea vieții. Obișnuiți-vă cu mostrare, să vă placă mostrarea. Calea vieții înseamnă mostrare și îndemn. Dragii mei, Domnul ne iubește. Domnul vă iubește. Și Domnul vrea să ne schimbe după slava lui. Când suntem puși înaintea cuvântului lui Dumnezeu, facă Domnul ca în viața noastră să fie o atingere, o schimbare cum a fost înaintea în fața lui Iosia. Când s-a citit cartea legii, omul acesta s-a prăbușit, omul acesta s-a smerit, a plâns, și-a rupt hainele, l-a mișcat cuvântul Domnului. Pe tine te mai mișcă cuvântul Domnului. Când stai și te uzi la un meci și vine Duhul Sfânt și spune nu-mi place că te uzi la meci, nu-i pentru copiii Domnului asta. Pentru copilul Domnului să iei Biblia, să citești, să te sfințești, să privești în cartea legii ca să fii schimbat după chipul lui Dumnezeu. Îți place când te mustră Duhul Sfânt, asculți, închizi, scoți afară sau spui, dar îmi place mie dacă ne place nouă, vom rămâne cu ale noastre. Dar dacă ajungem să-i fim plăcuți lui, să știți că Domnul... M-am gândit la, la Enoch, v-ați gândit la Enoch? Cum a ajuns Enoch să fie răpit de Dumnezeu la el? N-a gustat moartea. A umblat, a umblat spune Biblia, 300 de ani, la 65, de ani, dacă nu mă știu, să a fiul lui și de atunci a avut, se pare, o descoperire. Din momentul acela, încă 300 de ani a umblat cu Dumnezeu. Așa i-a fost de drag de Dumnezeu. Și așa de drag i-a ajuns lui Dumnezeu, încât într-o zi Dumnezeu a spus trei 300 de ani am umblat împreună pe pământul acesta, mi a ajuns tare drag. De azi înainte nu mai te lasă, vă la mine acasă, că vreau să fii cu mine aici. I-a ajuns plăcut lui Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus nu și-a plăcut lui însuși? Roman, capitolul 15, versetul 3, dacă nu mă înșel, spune cuvântul Domnului că și Hristos, nu și-a plăcut lui însuși. De ce a fost omorât Domnul Iisus Hristos? Că a făcut minuni, semne, a făcut bine și oamenii nu omoară pe unul care face bine. Păi i-a vindecat, le-a dat de mâncare, au să facă împărat. Știți unde nu l au suportat? Când i-a mustrat și le-a spus, nebuni și orbi. Eu i-aș fi spus Domnul Iisus, Doamne, eu înțeleg, ăștia sunt farisei, eu înțeleg, sunt niște fățarnici. Ăștia cu, cu cartea legii, ăștia pun greutăți pe omeri altora și ei nu le dă cu un deget. Dar nu le spune că sunt nebun și orbi, că te omoară. Spune-le așa mai, 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 frumos. Chiar să le spui că sunt nebun și orb? Păi te răstignesc, l-au răstignit. Dar Domnului nu i-a plăcut ce se întâmplă, nu i-a păsat ce se întâmplă cu el, i-a păsat să nu cumva să-l supere pe tata? Și zicea Domnul Iisus, ceea ce vorbesc nu vorbesc de la mine. Lucrările care le fac nu sunt ale mele, Tatăl mi le-a dat să le fac. Ceea ce vă spun, spunea Domnul Iisus, sunt cuvintele lui Dumnezeu, pentru cuvântul lui Dumnezeu l-au omorât. În rest l-au iubit, au vrut să facă împărat. Ne place, ne da de mâncare, dar n-au suportat când le-a spus adevărul. Nu ne place când Domnul ne mustră, când Domnul ne vorbește că ne iubește, Știți că Domnul lovește cu iau pe orice fiu pe care îl primește. Dar dacă, ave, dacă sunteți scutiți de mustrare, de pediapsa de care toți au parte, atunci sunteți născuți din curvie. Doamne, păzește, nu vrei să fii copiii tăi. Și atunci Domnul vrea, pentru că ne vrea cu El în cer, trebuie să ne mustre. Trebuie să, să corecteze toată Scriptura, 2 Timotei 3 cu 15-16, toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, dar încă ceva important, să îndrepte. Că am auzit pe unii care spun, frate, eu așa am primit pocăință, eu așa o duc departe. Nu. Dacă ai primit-o într-o direcție greșită, vine Biblia să te îndrepte pe direcția bună. Scriptura este făcută, e lăsată pentru ca omul de spune să dea în prihănire, pentru ca omului lui Dumnezeu să ajungă de cu totul de pentru orice lucrare bună slăvit să fie Domnul. Dragii mei, pocăința e simplă. Și încheie aici, am drumul. Dacă vrem să ajungem în cer, doar că ne-am botezat, doar că venim la biserică, doar că stăm la masa Domnului, nu-i suficient. Să nu vine cineva să spună, frate, dar spune acolo că dacă crești, cine crede și se botează, va fi mântuit. Va fi mântuit dacă împlinește tot ce scrie în Biblie, că nu numai versetul ăla e în Biblie. Punctul, ultimul, cel mai important punct. La final, Domnul nu te va întreba, ai cântat în cor? Da, am cântat. Nu, no, atunci, hai că facem, uite, pentru coriș, facem, facem așa o derogare, o excepție de la regulă. Nu, no, asta nu există la Dumnezeu. Excepție de la regulă sunt la oameni, că nu sunt regulile perfecte. Mai facem câte o excepție. La Dumnezeu legile sunt perfecte. Condițiile de intrare în cer sunt desăvârșite. Cine potrivește și cine intră pe ușa Iisus Hristos va fi mântuit. Noi, noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus, dragii mei. Că unii o să spună, păi da, frate, acum tu predici Evanghelia faptului că dacă nu fac, nu sunt mântuit. Dacă eu am primit permisul de conducere, l-am primit pentru că am făcut școala și permisul de conducere îmi spune că pot să conduc mașina pe, în locurile publice. Dovada că am permisul de conducere este că am acel permis și conduc regulamentar. Doamne ajută-mă și pe mine, că că am mâncat. Dar asta trebuie. Ei, în momentul în care nu mai conduci regulamentar, ce se întâmplă cu permisul? Se suspendă. Se Slavă Domnul că eu să păzit de două ori. Domnul m-a păzit. Se suspendă. Adică am fost chemați la mântuire, suntem mântuiți, nu că merităm. El merită. Și prin El am fost mântuiți. Dar dacă viața noastră nu corespunde vieții lui, 1 Ioan capitolul 2 cu 6, pune te urmă, Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ai auzit? Nu ca mine, trebuie să fie, nu ca păstorul, ca păstorul nostru ceresc, să să fie numele. Așa să ajungem. Și dacă ajungem așa, vom avea parte cu Dumnezeu. La final ne va pune Domnul față în față, eu și Hristos. Și dacă semănăm, dăm mi voi să întreb, Vorbești ca și Isus? Ierți ca și Isus? Hai să, hai să, vă întreb de așa, nu am în cap. Ai pe cineva în inimă pe care nu poți să-l ierți? Ai pe cineva în inimă atunci când îl vezi sau îi auzi numele, te taie la inimă? Dacă nu-l ierți, n-ai să ajungi în cer. Ai ajuns să vorbești ca Isus? Ai ajuns să privești ca Isus? știți pentru noi, pentru bărbați ce a spus Biblia, oricine se uită la o femeie ca să poftească, a și prea curvit cu ea. Ai ajuns să asculți, să vorbești, să te comporți ca Domnul Iisus? Asta ne cere Dumnezeu, dragii mei, ca să ajungem în cer. Și aici avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și avem nevoie de botezul și plinătatea Duhului Sfânt. Nu se poate fără asta. Dacă nu mă înșel, Matei, Mate, capitolul 22 cu 29, mă să greșesc, spune cuvântul Domnului, vă pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Da, vă rătăciți, dacă nu rămânem lângă scriptură, Biblia, scripturile, puterea lui Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt, ne vom rătăci. Îi Duhul Sfânt în tine? Te schimbă? Te transformă? Când mergi, când te îmbraci, de exemplu, Ma, noi nu noi bărbați suntem așa, mai două acolo, două, trei, patru cămăși, niște, doi pantaloni și gata. Mă surorile au, au de obicei haine când, te, când deschizi te de cifonierul, se îndoaie acolo omea, de omerașe. Și te întreb, cu ce mă duc eu în seara asta la biserică? Și te uiți, ai deschis și acum te uiți, cu ce mă duc eu la biserică? Și ai acolo multe. Care sunt uh, criteriile după care alegi? O tânără zice, mă, asta nu-mi place, că arată prea babă Nu-mi place asta. Asta parcă mai merge. Care sunt criteriile după care ne tundem, de exemplu, noi bărbații? După care vă purtați dumneavoastră surorile? Că noi zicem, păi cum ne place nouă, dar nu așa trebuie să fie. Cum îi place lui? Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 3, cu 16. Uh, voi sunteți templul Duhului, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 6, 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Auzi? Spune mai departe, Și că voi nu sunteți ai voștri. Adică e ca și cum casa mea pe care am construit-o, am vândut-o cuiva, m-a lăsat să stau în casa mea, dar nu mai e a mea acum stau în chirie. Când era casa mea, dacă vreau să stau cu picioarele pe masă, stăteam cu picioarele pe masă. Eu dacă vin la dumneavoastră acasă, mă acum la, la cumnatul meu acasă, eu nu-mi permit să pun picioarele pe masă. Că nu-i casa, mea, nu casa mea. La mine acasă, dacă vreau să stau cu picioarele pe masă, stau cu picioarele pe masă. Dar la el nu-mi permit, că nu-i frumos. În casa Duhului Sfânt, Duhul Sfânt trebuie să se simtă la el acasă. Cine-i casa Duhului Sfânt? trupul tău și trupul meu. Eu la biserica dumneavoastră, dacă aș veni și aș spune, mă, nu-mi place geamul acolo, îl dau jos, îl stric. Ce o să-mi spuneți? Auzi, frate, du-te un buză, lasă-ne de noi. fă ce vrei. Nu e ta, e a noastră și e Dar noi cum ne permitem să umblăm la templul Duhului Sfânt? La casa Duhului Sfânt? Să facem ce vrem cu ea. Să o îmbrăcăm cum ne place nouă, deși noi nu mai suntem mai noștri. Trupul acesta nu mai e al nostru. Merg unii tine și pun căștile alea mari și ascultă, și ascultă muzică și Duhul Sfânt e chinuit, e chinuit de muzica aceea. Îl pui să asculte pe Duhul Sfânt muzica aceea. Privești cu ochii Duhului Sfânt, privești unde nu trebuie. Voi nu mai sunteți ai voștri, noi nu mai suntem ai noștri. Și spune aici în versetul 20 că ce ați fost cumpărați cu un preț. Așa e că toți am fost cumpărați, slăviți să fie Domnul. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Dacă vrem să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie să ajungem în plăcut Lui Dumnezeu. Nu știu ce faci, nu știu ce va trebui să faci în viața ta, dar dacă vrei să ai parte de cer, trebuie să-i ajungi drag Lui Dumnezeu. Când se uită Domnul la tine, la familia ta, să spună, tare mi drag de El, abia aștept să-L duc acasă. Noi spunem, știți că spunea cineva, toți oamenii vor să ajungă în cer, dar nimeni nu vrea să moară. Păi cum să ajungi dacă vrei să mor, nu? Numai dacă vine Domnul și ne răpește. Dar să vrei să ajungi spune Duhul și mirea să strigă? Vino și cel ce aude să zică vino. să ne facă Domnul har de răpire. Amin. Să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Cine va locui? Cel care se lasă schimbat. Cartea aceasta nu trebuie să o schimbăm, e desăvârșită. Dar cartea aceasta, dacă ne schimbă ea pe noi, ne face ca ea. Știți că ea e Iisus, nu? ne face ca Isus și cine e ca Isus va fi cu Isus. Domnul să ne binecuvânteze, amin.